Seara bună, dragilor! Ce faceți? Cum sunt lucrurile la voi după această zi de weekend? Sper că lucrurile sunt bune și așa, ca fiecare seară, sper că voi sunteți înarmați cu cele mai frumoase trăiri și cu gânduri pozitive. În această seară nu este o poveste propriu-zisă, însă este o scriere de suflet care mie îmi place foarte mult și sunt tare curioasă dacă și voi aveți aceeași părere ca mine. Este o poveste care începe în felul următor. Mai țin minte povestea bătrânei care a primit o ladă cu pere coapte? În fiecare zi mânca para care se strica, lăsându-le pe cele bune pentru mâine. Iar următoarea zi se strica altă pară și ea din nou o mânca pe aceea. A continuat să facă așa zi de zi, până când s-au terminat perele. În cele din urmă, bătrâna nu a gustat nicio pară bună. O poveste plină de adevăr și tristă, dar în același timp moralizatoare. Credem că trebuie să mai răbdăm un pic, să mai adunăm puțin bani, să mai economisim ceva și de ce nu să mai îndurăm câteva limitări. Iar mai apoi, dar poate nu există un mai apoi. Există aici și acum. De unde vine această convingere că fericirea trebuie câștigată, meritată, dobândită, așteptată? Ce să aștepți? Bătrânețea? Neputința? O listă completă de dorințe, sfârșitul. Zilele trecute am stat de vorbă cu o vecină și am întrebat, de ce ești atât de tristă? Ea a oftat îngândurată, a zâmbit trist și mi-a răspuns. Nu am reușit să clipesc, pentru că viața a și trecut. Desigur, am început să o liniștesc. Ea a rostit o frază care m-a determinat să gândesc mult. Mă tot gândeam, voi câștiga bani, voi construi o casă, vor crește copiii și mai apoi voi începe să trăiesc pentru mine. Voi face o tunsoare la modă și voi purta doar rochii. Mereu am umblat în pantaloni, dar visam la rochii, însă pantalonii sunt mai comuni. Copiii au crescut, casa este construită, banii avem, dar încă mai port blugi și am aceeași coafiură. Îmi doream să o înveselesc cumva. Și care-i problema? Mergi la coafor, cumpără-ți o rochie la modă. Ea a zâmbit obosită. Nu vreau, am obosit. Înțelegi? Realitatea nu a fost pe măsura așteptărilor. În această agitație continuă, nici nu am observat când am îmbătrânit. Odată am citit o zicală frumoasă. Drumul numit spre mai târziu duce către o țară numită niciodată. Trăiește aici și acum. Acționează, pentru că nu va exista o a doua viață în acest corp. Mănâncă și bea cu cele mai frumoase tacâmuri, farfurii, pahare. Poartă rochi elegante, încalță pantofii preferați, chiar dacă mergi doar până la magazinul local. Citește cărți, călătorește. Și cel mai important, nu lăsa pe mai târziu. Nu economisi tandrețea, bunătatea sau gingășia. Iubește la maxim. Îmbrățișează-ți și sărută-ți familia. Fă-le complimente și fii generos cu dragostea. Pentru că toate acestea te vor face un om fericit. Și nu uita ca în fiecare zi să mănânci câte o pară bună și să nu lași pe mai târziu, pentru că s-ar putea ca acest mai târziu să devină niciodată. Să aveți grijă de voi, să aveți o seară cu cele mai frumoase gânduri și oferiți-le acum celor dragi o îmbrățișare puternică prin care să le transmiteți cât de mult îi iubiți. Să aveți grijă de voi și să ne re